Hey, first player, a zis cineva FIFA Mobile, check it out. FIFA 19 Mobile, FIFA 2019, este aici, în beta, îl jucăm. Sunt la firstplay.ro și încercăm să dezlușim care-i faza cu jocul ăsta. Oricum de la tutorial, pentru că, de ce nu? You may experience low performance due to your device. Ah, ce trist, nu de alta, dar e un Samsung Galaxy S5, bătut de soartă. Hai să vedem care-i treaba cu jocul ăsta. Puteți încerca între 11 octombrie și parcă 4 noiembrie. Vă scrieți frumos acolo pe pagina de beta, aveți un articol pe firstplay.ro și veți juca noul FIFA 19 Mobile, care se lansează oficial pe 7 noiembrie. Din câte știu, treaba asta cam bate PES-ul, pentru că PES 2019 vine pe mobil pe începutul decembrie. Parcă? Hai că am ratat-o pe asta. Oh! Ia să vedem. Așa mai vii de acasă. Nu mă întrebați de ce nu-i sunet. Sincer, mă bucur că nu-i sunet, pentru că de obicei era vreo melodie de aia cu copyright și o nasoleam. Ia să vedem cum înscriem noi frumos. Bă, ce a apărat-o? Făcusem o farfecă drăguță. Swipe to the open area of the net. Ok. Să mor dacă înțeleg treaba asta. Yeah, deci swipe to the open area of the net. Vai, cum a fost asta. Cât de tare. Dar de ce am un jucător chinez? Zheng Yao Ming sau corean, în fine, mai degrabă. Ok, am scris 4 goluri. Giochiamo ancora, amici. O ardem pe italian azi. Ia să vedem ce pack primim. Cred că Neymar. Ah, nu. De unde atât noroc? Bentner. Și foarte important. Demo asta, beta asta nu-i degeaba. Chiar sunteți rugați să dați niște feedback spre oamenii de la Electronic Arts ca să facă jocul mai bun. Nu e beta doar așa de florile mărului. Chiar e pentru a îmbunătăți joc. Evident, e posibil să mai aibă niște bug-uri, niște probleme care o să fie reparate. Sper. Tap on the teammate. So far so good. Ce frumos, de la unul la altul. Așa, pasă de aia la înaintare. Mamă, cum a dat-o pe asta. Vă reamintesc că sunteți la firstplay.ro și că ar fi foarte drăguț să dați un like, un subscribe, să dați share, pentru că nu știu dacă știați, dar am intrat pe net. Am căutat pe GSM Arena, am căutat pe Phone Arena, am căutat pe Android Community, am căutat peste tot și doar un singur site de ăsta mare, parcă Android Central, a scris despre demo, beta-ul la FIFA Mobile. Ceea ce e super ciudat. Adică, în afară de First Play și un site internațional, n-a scris nimeni, adică, nu știu, cred că lumea n-a aflat. Dați fără în țară. Țin să mulțumesc băiatului care a postat la Badland Brawl, link-ul ăla, cu APK-ul. Altfel nu aflam nici eu de FIFA, ca să vă dați seama. Și mă consider destul de FIFA-man. Press and hold the sprint button and race your opponent to the end of the course. Ia de aici, tată. Nimeni nu mă ajunge. Usain Bolt e melc pe lângă mine. Driblingeală. Știu să fac de-astea. E ușor. M-am și învârtit puțin. Bam. Brady. Nu mai sunt cu chinezul sau coreanul ăla. Ar trebui să-mi dea un dribbling mai complicat printre jaloane. În fine. Continuăm tutorialul și să vedem ce am primit. Hai cu Neymar, hai cu Neymar, hai cu Neymar. Crespo. Mamă, ăsta mai joacă? Nu. Jose Ángel Crespo Rincón. Am crezut că e Hernán Crespo. Mamă, dacă era Hernán Crespo. Când eram eu mic, era Hernán Crespo. I'm that fucking old. Learn to defend. Asta e marea mea problemă. Dacă m-ați mai văzut jucând FIFA-ul, asta e marea mea problemă. Apărare. Rețineți. Mă joc cu un telefon oldie și goldie, Galaxy S5. Și merge treaba. I-am luat-o bine, hai. Pe ăsta-l cheamă Yubin. Ne-am dat seama ce vrea să facă Electronic Arts. Să țintește spre piața aia de un miliard de oameni din Asia. Și uite așa, am făcut niște posedări chiar cochete. Până una alta, nu am făcut review-ul FIFA 19.
Pentru că anul ăsta nu l-am cumpărat. Sunt prea multe jocuri de cumpărat pe bune acum, adică nu vreau să dau faliment. Red Dead Redemption, Assassin's Creed și Call of Duty și Battlefield și multe altele. Mă gândeam să-mi iau chiar și Mega Man-ul ăla nou. Și sincer să fiu, FIFA provoacă dependență. Asta este echipa mea și nu știu pe absolut nimeni. L-am pe unul numit Boney și pe Zena Wang. Crespo pare să fie bun. Hamalainen, cred că la naționala Finlandă și a jucat cu România la un moment dat. Guzman și Bender. Nu era o Bender ăsta, știu că a jucat Danemarca cu România la un moment dat și n-a fost chiar cel mai rău. The rest of the open beta, nu, the rest of the beta is now available. Open the event again to access the rest. Hai să vedem. Tot progresul vostru nu o să fie păstrat în varianta finală, rețineți treaba asta. Hai să mă joc ce asta. 11 vs 11 match easy. Păi hai să jucăm. Opa, am văzut că avem meci cu Juve. Nu se putea fără Cristiano. Cristiano Ronaldo, care are niște necazuri. Nu știu dacă ați auzit, dar e acuzat de o femeie că ar fi violat-o. E nasol de tot pentru Cristiano. E rău pentru că sunt înregistrări cu cei doi fiind în același club. Mai mult decât atât, e un contract semnat de ea cu el în care a zis ea că nu o să zică nimic și a fost plătit și niște bani, deci ceva putret s-a petrecut în seara aia. Dar nu zice mai multe că parcă văd că ne dă în judecată, Nea Ronaldo. A parat bine. Apropo, ceea ce vedeți voi aici este un nou engine grafic, deși pe telefonașul ăsta al meu nu sunt șanse să-l vedeți la adevărata valoare. Mamă, un foul din spate. Și da, au băgat și arbitru de data asta. Îmi plac maxim tricourile astea roz. Hai să vedem. Cui o dăm? Eu dăm mai departe. Ăsta e mic de statură, deci probabil că e dribla Giu. Ăsta e înalt și... Pua, ce aparat-o. Cred că era mai bine să dau o pasă în partea aia. Ok, hai să vedem. Apa. Bun, frumos. Ia. Pa, ce-a prins-o. Asta îl cheamă Kong, pe bune? Au un portar Kong? What's the other name, boss? King? Și... Guzman! Guzman la balon! Guzman! 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 Oh, ce unghi frumos! A dat Guzman gol. Hai să vedem reluarea. I-a întors ca la Ploiești. S-au trezit la Pitești. Da, portarul a fost cam inutil acolo, dacă era Tătărușa, nu apăra. Asta este FIFA 19 Mobile, zi și FIFA Mobile, zi și beta-ul pentru cel mai nou FIFA de pe mobil. Vă zic sincer, am văzut beta-ul ăsta rulând pe terminale puternice și arată foarte bine. Sincer să fiu, arată ca un FIFA de prin 2006-2008, de pe consolă, de pe un PS3, ceea ce nu-i puțin lucru. Ia să încercăm să dăm așa. La căpău. Ce bubuit. Dacă sunteți cu minți, vă fac și un hands-on din ăla din mână. Adică poate fac rost de un telefon de la cu Snapdragon 845. Că am aici telefoane gârlă. Și în cazul ăla o să vedeți cum ar trebui să arate jocul ăsta de fapt. Și atunci o să vedeți ce am vrut să zic când mi-amintește de... Oh, shit, cred că a fost bargol. Când mi-am amintește de FIFA 2006, FIFA 2008, de pe PS3. Luis Machado está loco, amigos. Ia, a pregătit-o. Direct în AC. A, bar gol. Eu am văzut-o afară, în fine. Mă înțeleg binișor cu jocul ăsta. Știu că în ultimii ani m-am cam văita, domnule, au stricat FIFA, domnule, nu e FIFA-ul ăla ca lumea, dar acum, so far so good. Gata, pauză. Wimbledon cu FC Tristan. Which is obviously, me. Luis Machado la balon. Ah, o luasem. Păi, ești nebun. Așa. Frumos. Schimburi de pase. Luis Machado. Te-ai dus. Ce frumos. Oh, cum a fost faza asta? Ne sugem degetele câte unul de plăcere.
Perfect. A, n-am văzut reloarea. Coaliția pentru hat-trick este aici. Oh, că am fost fault. Nu l-a văzut nimeni? Nu contează. Domnul arbitru e cu noi, al 12-lea jucător. Al 13-lea, că știți, România o expresia. Publicul este al 12-lea jucător. Tu te, bă, te hărțuiesc până îmi dai mingea. A nebunit Luis Machado. Este nume de wrestler de UFC. Bă, dar nu te-ai... A, ce frumos. Dacă continuam, astea sunt o super fază. Păi, dar cam e deja super fază. Pua, încă o bară gol. Zici că e băguit? Aoleu, cineva l-a împușcat, l-a sniperit. E, vă dați seama că ăsta e ceva gen tutorial, de învățăm cu el, de tot așa ușor, în primă fază. 4-0, not actually bad. Acum îmi pare rău că n-avem sune, dar na. V-am zis, decât să mă trezesc că e vreo melodie de-a lui Bastille sau Imagine Dragons și mi-au copyright strike pe total aiurea, vai, dar pasele pe sus sunt dumnezeiești în ăsta. Oh, ce rușine! Ce rușine! Ce fază! Guzman! Oh, shit! Și putea să o apere. Guzman el peligro! El peligro! ¿Qué estás haciendo, mi amigo? Meu amigo! Figu! Oh, shit, son! Am dat sprint. Acum e prima oară când dau sprint meciul ăsta. Și în același timp e și skill. Oh, de ce n-a zis, mă, să dau cu sprint? Pau! Chic-chic-pau-pau! Bender, gol! Dita mai Camila de om. Chic-chic-pau-pau! Hai, mă, băieți, ceva mai greu n-aveți? Serios? Pe ăla-l cheamă Nightingale? Florence îl cheamă? Offside? No, full time. 6-0 game set match cu băieții ăștia. Drăguț. Băgăm un Juventus ceva? Hei, tot mi-am văzut o minciună. Mai devreme scria difficulty easy și acum scria difficulty normal. Sau e sistemul ăla care se adaptează automat? Lucas Leiva. Asta e la Liverpool, parcă. Sistemul ăla care se adaptează automat... la nivelul nostru de dificultate. Asta ce e? Cred că jucăm cu un gamer real. Asta este un match pe hard. Hai să vedem ăsta. Finding opponent. Acum vom juca cu un băiat care le cheamă probabil, nu știu, nu Alexandru, ca pe mine. Cheamă John, Sean, Xingping, Romario, Joao, François, Marcela și alte nume. Cred că trebuia să-mi fac o echipă mai ca lumea aranjată, mai ales că Leiva nu e aici. Ale Trump? Oh, leu. Chidira? Sunt mort. Șansele mele sunt praf. Praf. Mamă, să vezi ce-mi dă ăsta. Mi-e milă de mine. Rip eu. Mamă, cât lag am. Noroc cu lagul. Aoleu, sistemul ăla. Uitasem de el. E pe fazele alea. Mamă, de chiar mă obișnuiesc să joc un meci normal. În sfârșit am dat și un gol. Trească vă pipota. Aoleu. Nu. Cum să dai așa, mă, frățiorul meu? 2-2. Cât bulan. Ia. Asta e gol. Cine are 3-2? Cine are 3-2? Cu 28 de secunde rămase. Pa, a luat-o cârnatul. Te-ai dus? Bă, nu pot să cred, a egalat Prostinio. Nu-i corect, abia atinsesem. Shit, o să vezi ce-o fur acum. Aoleo, nu,
Time's up, m-a bătut. A fost relativ strâns, dar se la vi, se la vi. Mamă, ăsta încă joacă. Mi-a mai dat încă un gol. 5-3. Dacă îmi făceam echipa ca lumea și l-aveam și pe Leiva, altfel. De fapt, nu știu în ce măsură conta în meciul ăsta. Urăsc meciurile astea fragmentate. FIFA-ul adevărat era această zoom mai devreme, nu ăsta. Ok. Am jucat versus, am jucat 11 la 11. Asta ce e? Live event. Pass and score 2-on-1. Eu vreau niște Juventus. Juventus cu mine. Ok, play. Pot să fac și o echipă, totuși cred trebuie să o fac înainte. Fie rar să fie. Să vezi ce-mi dă Juventus. Sunt curios dacă e meci întreg sau meci tot fragmentiniu. Adică fragmentat. Ronaldo, vai, cât skill. A, am înțeles, este demonstrativ. Adică eu mă uit și îmi dau. Îmi dau să zac. Vai, dar nici nu înțeleg ce se întâmplă. Jesus Christ. Nici o șansă. Nu lăsăm reluarea pentru că suntem pricioși. Luis Machado. Matuidi în față. Matuidi, unul dintre cei mai buni apărători din lume. Bless Matuidi. Mamă, vine să dau rage quit, că n-are niciun rost. Uite, știe să-și dribleze. Ei, s-am luat și o minge odată. Ronaldo, ca de obicei, inutil. La Juventus, de când a venit la Juventus, se gândește la femei, nu la mingi. Și nici măcar la femei în sensul bun, la femei în sensul I'm gonna go to jail. Aha. Oh, shit. Hey, hai că începem să legăm și noi o pasă, două, trei. Guzman, Guzman, Guzman. Pfa, Alexandro. Sounds like a made up name. Cristiano Ronaldo la balon. Incredibil, dacă îl fac și eu pe Ronaldo. Aoleu, să nu dea Ronaldo gol. Uite, bă, apăratul, ești nebun. Bă, nu mai înțeleg nimic. Te-ai dus, Wickham. Te-ai dus. Foltează-l, dă-i. Dybala. Aș mai juca un de-ala cu versus un adversar real. Și e posibil să scape contraatac și... Incredibil, i-am egalat pe Juventin, cine ar fi crezut una ca asta? Adevărul e că proștii se cam descoperă, nu știu care e faza. Atenție, jucăm pe hard. Nu știu cum să vă zic, nu știu cum să vă informez, nu știu cum să vă dau prin porumbei și fum, dar jucăm pe hard, copiii mei. Și, sincer, cred că o să încep strada de timp, da? Nu fac eu murdării de-astea. Ne, nu o să o prind. Și că 1-1 la pauză. Și cu o echipă fără Leiva, fără nebunii. În fine. Se a fost play.ro. Și nu știu dacă mai sunt alți gameri în România care au jucat jocul ăsta. Trebuie să fie, că na, nu costă nimic. Poate Ovi Pătrașcu, eventual. Ar fi culmea să joc eu ăsta înainte la Ovi Pătrașcu. Adică ar fi chiar o blasfemie pentru FIFA Masters ca el. Ce ai făcut, mă, Cristiano? Până acum Cristiano a făcut 3-4 greșeli. Am putea spune că a mâncat, sau mai bine zis, că a violat meciul. Haha, știți, glumă, care problemele alea cu fata aia. Și te-ai dus. Oooo, cum a durut asta ca o operație de schimbare de sex care n-a reușit, s-a infectat și au băgat acolo un vibrator și a explodat. Mamă! I-am schimbat sexul la portar. Într-un sex care pierde. Oh, shit! Luis Machado is on fire! Refuz să cred că este modul hard, pe bune. Alege avantajul lui. A început să obosească Juventusul. Ce ați făcut, măi? Bă, dar ce vă descoperiți în halul ăsta? Ia uite aici. Au obosit. No! Guzman! Bă, dar Guzman ăsta e Dumnezeu, serios acum. E din Mexic și nu știu exact la ce echipă e, dar cred că o să fac niște research, pentru că Guzman e de viitor. Sau de trecut, dacă e bătrân, dar
Cert e că a făcut mult mai mult decât Cristiano în meciul ăsta. Cristiano... Taci ca o fază bună acum ăștia. Opa! Never say never. Mama, nebunii Cristiano Ronaldo. Aoleo, ce a făcut? Ce fază frumoasă a făcut? Trebuie să o vedem la reluare, pentru că a driblat, a driblat, a driblat. Da, știm, ești bun, ești bun. Hai, mă, arată în reluare. Vreau să văd driblingurile alea. 1, 2, mai făcuse 2, 3 înainte. Hai să jucăm murdar puțin. Pot să joc la trecerea timpului acum, adică o dau la portar, la fundaș. Când faci asta online, te înjură de toate rudele tale, chiar și de cele nenăscute încă, pentru că e antijoc și urât. În principiu, practic, there's nothing wrong with that. Ce? Ah, ci că m-au faultat, nemernici. Ah, fier ar să fie. Mamă, Bonucci, ăsta e bun. Teoretic ar fi cu am ultimul contraatac. Vai de capul și de zilele mele, Mandzukic. Ăsta nu prea știe să rateze. Mamă, lovitură liberă acum. Parcă vă cobagănațe. Vai de capul meu. Huh! Minutul 93. Bubuio, tată, Bubuio, că nu mai ține. Ok. Și aparent am câștigat. Fucking full time. Ăsta este FIFA 19, FIFA Mobile, FIFA Mobile Beta. Am jucat cam toate modurile disponibile. Continue. Și cam asta a fost. Nu e rău. Sunt cam biased la faza asta pentru că e posibil să-mi placă așa mult pentru că m-am descurcat destul de ok. Nemanja Matic. Avem o echipă chiar bună. Deci am rezolvat-o pasta. Am jucat și versus, dar nu s-a omologat. Defeat another player. Ah, nu l-am bătut. Și pass and score 2-on-1. Și cam astea ar fi toate eventurile care le poți accesa în jocul ăsta, nu? Mai e ceva? Joc un 4-3-3. Și hai să mă reașez echipa. Și cred că o să mă mai joc ea. Cum arată echipa asta? Altă viață, tătuțule. Altă viață. Hai să dăm repede încă unul. Unul online. Din ăla fragmentat. Și poate o să mai joc. Îmi spuneți voi în comentarii dacă vreți să mai joc sau nu. Că nejucându-l Ovi Pătrașcu, vă arată băiatul care-i treaba cu juculețul ăsta. Corect? Corect. Joc pe un Galaxy S5. Telefon de acum aproape 4 ani. Dacă nu chiar, da. Mai mult de 4 ani. S-a lăsat în primăvară și acum stai la Galaxy S9. În curând sunt 5 ani. Oh my god. Ce echipar asta. Uite-l pe prostul de Zaza cu penaltiul ăla. Căutați pe YouTube să vedeți cum bate Zaza penaltiurile. O să vomitați. Penaltiul ăla penibil al lui Zaza. Simone Zaza. Ța-ța-ța, căpriță-ța. Cel mai prost este Zaza. Poor internet connection. Oi fi eu sau o fi el? Eu n-am poor. El este poor. Yeah, cine are posesie? Rechinul posesiei este aici. Din nou la posesie. Ca un rechin pe mări calme. Vine și te mușcă de fund gol. Tristan are 1-0 cu Tomiță. Tomiță așa-l cheamă pe motanul lui băiatul ăla de la emisiunea aia cu pariuri de la B1 TV. 1-0. Hai cu tata. Băi, și ești portarul, cât de prost sunt. Sunt cel mai prost din curtea școlii. Are 1-1 adversarul. Vai, cu ce am făcut, băi. Sunt gen ce mai prost. Vezi, e relaxarea care intervine, zici, domnule, getting cocky. Așa, mi-am mai revenit în fire. Bă, dar apăs prea devreme, ce Dumnezeu am pățit. Your teammate was offside. A dat Hazard gol. Doamne ferește, ce am făcut, mă, tată? Are 3-2 adversarul și nu mă văd bine deloc. Atenție să ne apăsați prea devreme când jucați în modul ăsta de joc, pentru că eu asta am făcut și cred că o să mă numbătaie rău. Și mai are timp să mai dau un gol.
Deși îmi făcusem un line-up solid. De, asta e viața. Am pierdut din nou. Stelafanspre.ro, v-am arătat cum e FIFA Mobile cel nou. E în fază beta. N-am luat parieta. Am făcut o rimă. Să moară domnul rimă. Ok, ăsta e jocul. Cam așa se mișcă. Fluid prin Galaxy S5. Intrăm în setări, pentru că apare un semn de exclamare acolo și cam asta e treaba. Dacă vreți mai joc, astea sunt toate modurile. Și pentru că mie îmi place să fiu mereu precis și detaliat, hai să jucăm și ăsta. Nu că e păcat, e singurul pe care nu l-am încercat. Sunteți la firstplay.ro, nu uitați să dați like, subscribe și să trimiteți ciocolăți pe adresa redacției, pe care nu o să vă spun. Voi trimiteți ciocolăți la alți YouTuberi și mi le dau mie. Nu știu ce vrea să fie asta. Cred că doar trebuie să înscriem. A, 2 versus 1. Easy peasy. Lemon squeezy. Până la urmă, ăsta e aspectul crucial al jocului, să înscrii. Văd că au pus un portar foarte prost. Hai, facem o dubliță. Păcălim. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Deci am rămas doar cu ăla de câștigat. Cu meciul online. Ok. Cu asta am terminat. Avem și un Bonaventura. E o echipă frumoasă. Dodoloață și cred că mai jucăm și altă dată, că până pe 7 noiembrie mai e. Cam atât la firstplay.ro. Impresiile sunt pozitive în acest beta. Nu are bug-uri. Aici avem butonul de feedback, în stânga jos. Și puteți să deschideți foarte frumos și să vedeți care e treaba. Să scrieți acolo. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, am dat peste treaba aia, n-am dat peste treaba aia. Și așa mai departe. FIFA Mobile, Community, Discussions, la la la. Și după aia reveniți la joc. Și o să vă mai prezint și altă dată care e treaba cu FIFA Mobile 2019. Cam atât la First Play. V-am pupat pe obrăjor, pe portofel și pe Ultimate Team. La revedere!